Mai mulți medici șefi din cadrul Institutului Oncologic din Capitală sunt cercetați de procurori și ofițerii CNA într-un dosar de corupere pasivă și activă. Aceștia sunt bănuiți că ar fi pretins și acceptat mită de la pacienți pentru prestarea serviciilor medicale gratuite. Cauza penală a fost inițiată în luna aprilie curent. Cu o reacție referitor la percheziție a venit și ministrul Sănătății, Alan Nemerenko. Potrivit CNA, suspectații de corupție sunt vicedirectorul Centrului Consultativ Diagnostic al Institutului Oncologic și trei șefi de secție. Aceștia ar fi pretins și acceptat personal, dar și prin persoane terțe, diferite sume de bani de la pacienți pentru servicii precum organizarea efectuării intervențiilor chirurgicale, consultarea pacienților fără rând, dar și prestarea altor servicii medicale care sunt acoperite de polița de asigurare medicală și se acordă gratuit pacienților. Astfel, sumele acceptate nu erau reflectate în contabilitatea instituției. În urma perchezițiilor la domiciliile, birourile și automobilele bănuiților au fost ridicate mijloace bănești în lei și diferită valută și registre de evidență a persoanelor care au beneficiat de asistență medicală specializată de ambulator. Cu o reacție la subiect a venit ministrul Sănătății Alan Nemerenko. Într-o postare pe Facebook, ea a scris că ministerul continuă să depună toate eforturile pentru a moderniza instituțiile medicale din țară, echipamentele, pentru ca medicii să dispună de toate condițiile, iar corupția și ilegalitatea nu vor fi tolerate. Înțelegem că medicii, personalul medical își doresc salarii pe măsura muncii pe care o fac și condiții moderne de lucru, echipamente pentru a presta servicii de calitate. Ne-am asumat să realizăm aceasta într-un termen rapid și am cerut atât de puțin, atitudine bună, omenoasă față de pacienți și renunțarea la obiceiurile vechi de a lua bani acolo unde aceste practici mai există. Ar fi bine ca mesajul meu să fie clar. Noi nu lucrăm pe brânci la minister și alți oameni în alte țări plătesc 10 de milioane de euro din contribuția lor pentru lista înșirată mai sus ca să asigurăm unora vacanțe, mașini și case de lux. Acolo unde mesajul nu a atins înțelegerea cuvenită, vom veni în vizită cu CNA, a menționat Alan Nemerenko. Potrivit Centrului Național Anticorupție, acțiunile de urmărire penală continuă, iar cei patru angajați ai Institutului Oncologic sunt cercetați în stare de libertate.